Dar cum ne ajută în confruntările care se anunță noua aranjare a lumilor ceea ce știm noi despre noi? Pentru că vedem cum arată lucrurile. E o perioadă de pace cu multe războaie, ba chiar o perioadă de pace cu un război continuu în chiar mijlocul păcii. Sau cum să numim terorismul ăsta? Că ne tot întrebăm, hei, dar noi europenii ce mai suntem? Nu prea știm. Dar noi românii, nu suntem chiar atât de simpli noi românii. Noi suntem complexi, domne. Tot cărăm cu noi prin istorie niște saci cu definiții foarte măgulitoare. Noi românii suntem născuți poeți, da. O luăm repede pe rime, cum o ia porcul pe grăsime. Ia uite, a și ieșit o rimă. Păi da, că vrem respect și stimă. Încă una. E gata, mă scuzați, nu mă mai opresc. Poți să recit o poezie? Apoi noi, românii, avem cele mai frumoase femei, da. Nu există cât te uiți pe lumea asta femei ca la noi. Cum vin străinii, îi luăm de la aeroport. Și? Ce părere aveți? Cum sunt femeile noastre? A? Pe bune, zici că suntem un neam de pește, așa întrebăm. S-o mai zic și pe aia cu mâncarea? Ne așteptăm să-i dăm pe spate pe străini cu micii. Carne tocată pusă pe grătar. N-a mai mâncat nimeni carne tocată pusă pe jar. Și niște pălincuță de distracție, nu? Eu mâncare, mici, fripturi și alte băuturi răcoritoare. A, noi mai suntem descurcăreți. Da, să nu uităm asta. Românul se descurcă, frate. E vorba de o descurcăreală specială. O combinație între șmecherie și țeapă. Cine mai suntem noi? Ah, noi mai suntem o insulă de latinitate, da? Orice ar însemna asta. Asta cu insula de latinitate e așa, ne lăudăm și noi cu ceva moștenit, ca aristocrații de azi care umblă să li se retrocedeze case, păduri, castele. Tu n-ai casă, mă? După 89 am făcut pasiune pentru chestii de genul olimpicii noștri sunt cei mai buni din lume. La matematică, la informatică, luăm mereu medalii. Suntem tare mândri de ei. În proporție de 99%, ăștia se cară în străinătate. Noi rămânem cu degetul în gură, dar nu ne potolim. O ținem mai departe cu olimpicii, în loc să ne gândim la media învățământului românesc. Știți cum e vorba? Degeaba ai un Messi dacă restul sunt petarde. După 89 am mai făcut o pasiune pentru frumusețile patriei. Vai, ce țară frumoasă avem! E frumoasă de-ți vine să umbli cu ochii închiși, că te orbește cu frumusețea ei. În schimb, n-am reușit să facem două drumuri. Nu de alta, dar poate ar fi vrut și turiștii să o vadă cât e de frumoasă, nu? Și apoi mai e chestia că noi românii ne alintăm foarte mult, da, avem chestii de-astea. Suntem talentați, foarte talentați, dar cam leneși. Mamă, dacă ne-am pune noi pe muncă, dar nu prea ne place munca, n-avem ce să facem. Sau câte chestii am fi făcut noi, dar avem așezarea asta geografică, geopolitică, suntem la răscruce de drumuri, chiar n-avem ce să facem. Ce a ținut de noi am făcut, dar nu prea a vrut istoria. E un blestem pe acest popor, așa se spune. Dar lasă că e un Dumnezeu sus și el vede că avem suflet bun. Nu ne lasă el să murim. Na, nu știu. Să vedem, zise orbul.